Bună seara, dragilor, și mă bucur să ne revedem de data asta cu o voce mai adevărată. Mă bucur că a venit primăvara și că suntem din ce în ce mai bine și hai să salutăm împreună primăvara cu daruri de wellness și de vitalitate forever. Ce vei afla astăzi? Care sunt factorii de care depinde starea de bine primăvara? Vine primăvara, da, vine primăvara, dar vine cu ce provocări și hai să vedem cum putem oferi în dar sănătate mai bună decât toate. Hai să vedem, deci, care sunt factorii care influențează starea de bine. Starea de bine, pentru că asta înseamnă de fapt wellness, este dependentă de o multitudine de factori. De factori fizici, de factori mentali, spiritual, emoțional, ambientali, sociali și, de ce nu, chiar financiari. Din punct de vedere al Organizației Mondiale a Sănătății, au definit ca fiind starea de sănătate, starea de bine a individului, starea totală de bunăstare fizică, mentală, socială, și nu doar absența unei boli sau a unei infirmități, ci toate lucrând împreună pentru această stare de bine într-un mod integrat. De aceea, businessul nostru, cu tot ceea ce știe el să ofere, oferă starea de bine a individului din toate punctele de vedere. Și cum spuneam, vine primăvara, dar hai să vedem cu ce provocări vine și de ce. În primul rând, în starea de bine, schimbările adaptative de la trecerea de soare cald, frig cald, deja au început babele și suntem din ce în ce mai capricioase ca toate babele, cum se zice. Toate aceste lucruri determină în organism diverse schimbări hormonale, declanșează anumite modificări ale secrețiilor de endorfine și de melatonină, care au ca și consecințe schimbări ale stării de dispoziție, ca să zicem, modul acesta. Ce mai vin în plus, în afară de schimbările meteo, de schimbările date de alternanța zi-noapte, soare, mai puțin soare, mai sunt și schimbările de fus orar, tocmai ce o să urmeze în primăvară acum, schimbarea de fus orar, da, se va da iar ora înainte, ceea ce va însemna din nou o adaptare a organismului. Și da, vine la pachet primăvara și cu deficiențele alimentare pe care le-am acumulat de-a lungul iernii, pentru că oricât de bine am fi vrut să ne hrănim, acest lucru nu este posibil cu plusul și cu maximum de elemente nutritive pe care să le luăm din alimentație. În aspectul nostru, cu ce provocări vine primăvara? Păi, în primul rând, acum încep să fie zone din ce în ce mai mult mai expuse după iarnă sau zone mai supra-solicitate. Deci, mâinile și fața au fost expuse frigului, gerului, acum vor fi expuse soarelui și capriciilor vremii, iar cele supra-solicitate sunt tălpile pe care nu este ca vara să le ții în sandale, ci le-am ținut toată iarna în bocăncei, în cizmulițe sau în încălzăminte închisă. De aceea va trebui să acordăm o îngrijire specială și să aducem un plus de protecție în expunerea la soare. Pielea și unghiile își pierd din strălucire și urmăriți de luna trecută ce am avut ca seminar în ceea ce privește provocările date de schimbările meteo în această privință. Părul își pierde strălucirea, devine mai casant, poate începe să cadă din cauza deficitului intern de vitamine specifice sezonului rece, vitamine și minerale, dar și datorită faptului că am purtat mai mult căciulă și toate acele aspecte legate de purtarea de accesorii mai multe iarna decât vara când lași părul liber. Ce avem de făcut? Să ne orientăm către un consum corect de vitamine, de colagen, de acid hialuronic și de minerale specifice susținerii frumuseții. Să ne aducem aminte că nu doar natura de afară se reînnoiește, ci și organismul nostru.
Studiile spun că reînnoirea are loc permanent. Corpul unei femei se reînnoiește odată la 6 ani, corpul unui bărbat se reînnoiește odată la 7 ani. La fiecare 24 de ore mor aproximativ 100 de miliarde de celule. Acestea sunt preluate mai departe de către sistemul limfatic și apar sub formă de deșeuri alături de multe alte deșeuri pe care noi le eliminăm din organismul nostru, sub procesele metabolice. De aceea am spus că în primăvara aceasta, mai mult poate decât oricând, oferă în dar sănătate, că este mai bună decât toată. Și hai să vedem ce daruri să oferim. Primul rând, hai să oferim câteva sfaturi în ceea ce privește stilul de viață. Să începem să petrecem din ce în ce mai mult timp liber în aer, pentru că acesta va ajuta la absorția mai bună a vitaminei D, la absorția, la producția mai bună de vitamina D sub influența razelor soarelui. Și acest lucru a fost demonstrat de studii făcute de pe populație care locuiește în nordul Europei cu mai multe zile întunecate. Și a scos în evidență faptul că această caracteristică a vremii are un impact asupra stării de spirit. Cei care locuiesc într-o astfel de climă au o predispoziție mai mare către tristețe, depresie sau anxietate. A se vedea stilul de a fi al londonezilor față de stilul de viață și față stilul de a fi al italienilor sau al spaniolilor care sunt în partea de sud a Europei. Ce avem de făcut în plus? Să facem activitate fizică. Și mișcarea în perioada iernii, am făcut-o așa cum ne-am priceput. În schimb, în momentul în care o vom face în aer liber, lucrurile se vor schimba în plus față pentru sănătatea noastră. Odihna este necesară pentru că în timpul somnului, creierul, ca un server care aranjează lucrurile, face acest lucru pentru noi. De aceea este nevoie să dormim undeva cam la 6-7 ore și ar fi bine să încercăm să păstrăm aceleași ore de culcare și aceleași ore de trezire. Recunosc aici, păcătuiesc foarte tare în ceea ce privește orele de somn. Managementul stresului și să avem un echilibru între muncă, odihnă și relaxare activă. Și dacă nu faci ceva cu plăcere, atunci schimbă. Dacă nu-ți place munca pe care o faci, va trebui să înțelegi că înseamnă că nu ești la locul potrivit, la momentul potrivit și încearcă să faci schimbări în viața ta, fără să te uiți la aspectele financiare, pentru că acestea cu timpul se vor corecta. Ai o atitudine pozitivă și încearcă să râzi cât mai mult. Studiile spun chiar și anticiparea râsului scade stresul cu 39% până la 70%. Dacă nu reușești să vezi partea plină a paharului, atunci ia paharul dacă ți se pare gol și pune-l într-un pahar mai mic și atunci vei vedea că acesta este plin. Să folosiți cât mai puțin televizorul. Relaxarea optimă la televizor este undeva cam 2 ore pe zi, taman bine cât să vezi fie un documentar bun care să te ajute să te dezvolți personal, fie să vezi un film de calitate. Restul de timp pe care îl petreci la televizor înlocuiește-l cu privitul, înlocuiește cu citit, cu scris, exerciții de caligrafie sunt foarte importante pentru că acestea fac o legătură între cortexul tău motor și dezvoltarea celorlalte arii ale creierului. De ce tot insist asupra creierului? Pentru că, deși reprezintă 2% din greutatea corpului nostru, consumă 20% din resursele noastre doar pentru a-și menține funcționalitatea în repaus. Așa că merită toată susținerea noastră. Iarăși, sfat important este cel legat de consumul de lichide. Este o diferență între ceea ce simți tu că ai nevoie și ceea ce, de fapt, organismul tău are nevoie. Necesarul zilnic de apă este diferit în funcție de fiecare dintre noi. Undeva la 30 înmulțit cu masa corporală reprezintă numărul de mililitri de apă pe care este nevoie să îl consumi într-o zi. Aici avem un ajutor fantastic
din două puncte de vedere în ceea ce privește sănătatea, de la ceaiul nostru, pe care poți să-l, acum să alegi să-l bei fierbinte sau poți să alegi să-l bei rece. De ce? Pentru că el nu aduce doar, nu aduce doar hidratare bună, dar aduce și antioxidanți și multe elemente care să îți ajute organismul pentru a fi cât se poate de sănătos. Cu toții știm, cel puțin din punct de vedere teoretic, că este nevoie să ne hrănim sănătos, să avem un anumit număr de calorii, dar atenție, caloriile este important din ce le iei, pentru că tot o calorie este și din slană cu pită și cu ceapă și tot o calorie este dintr-un avocado și din niște fructe. Depinde de unde ți iei caloriile. Și atunci trebuie să avem un echilibru între alimentele sănătoase și alimentele care nu întotdeauna sunt foarte bune ca și ale. Și cum spuneam, după o iarnă în care oricât de bine am încercat să ne alimentăm sănătos, ieșim cu deficiențe alimentare pentru că alimentele noastre nu mai au aceeași valoare nutrițională, atunci este nevoie să ne completăm alimentația cu suplimente alimentare. Și acest lucru este bine să începem să-l facem și să-l conștientizăm că trebuie să facă parte din viața noastră. Și deși suplimentele alimentare au formă de tablete, pulberi, cașete, capsule comprimate, trebuie să înțelegem că ele sunt doar niște super alimente care vin să ne ajute organismul în a se mobiliza mai bine și nu medicamente, deși arată la modul acesta. Iar consumul suplimentelor alimentare este bine să începem să îl facem conform dozei zilnic recomandate. Recomandate este cuvântul pe care îl subliniez pentru că de la acest nivel începem să consumăm suplimentele alimentare în funcție de nevoile fiecăruia dintre noi. Așa că pentru o vară, o primăvară plină de energie, este bine să aducem în plus prin suplimente alimentare elementele nutritive de care avem nevoie pentru susținerea sănătății noastre, pentru susținerea frumuseții noastre la început de primăvară. Baza o reprezintă băuturile noastre pe bază de aloe vera. Oricare dintre ele, și îți pun din nou întrebarea care este preferata ta, oricare dintre acestea vine să ne ajute cu energie, cu elemente nutritive, cu curățenie la nivel al tubului digestiv, care să ne regleze și să ne ajute în metabolismul nostru, în imunitate, în funcția hepatică, în activitatea intestinală și dacă organismul tău are tubul digestiv în bună funcționare, atunci cresc și performanțele tale fizice și psihice, pentru că organismul tău este aprovizionat optim cu elemente vitale și nutritive. Ba mai mult, după cum spune, ca să zic așa, prospectul, lista de ingrediente pe care o avem la gelul de aloe vera, singurul conservant este vitamina C și dacă consumi zilnic 143 de mililitri de vitamina C, ai deja doza zilnic recomandată de vitamina C pe care organismul tău o poate primi pentru păstrarea sănătății. Ai nevoie de un plus de energie. Încearcă să renunți la cafeaua de după amiază și eu sunt o foarte mare cafegioaică și îmi place aroma de cafea, dar o poți înlocui după amiaza cu FAP, formula noastră de băutură energizantă sănătoasă, care să-ți aducă energie sănătoasă și cu un pic de zahăr, care, da, un pic, care să te ajute să ai energie pe parcursul după amiezii până seara, să-ți îndeplinești toate lucrurile pe care ți le-ai propus. Așa că te întreb încă o dată, care este preferata ta din băuturile noastre? Eu rămân conservatoare și cel mai mult și mai mult tot gelul simplu îmi place. Apoi, să nu uităm că sănătate deosebită putem oferi organismului prin Argi Plus. Întotdeauna mă întreabă oamenii, aolo, dar iei și dai aia, iei și dai la altă, iei și asta și asta, atât de multe suplimente, care ar fi baza pe care să o iei?
Mi-este foarte greu să aleg doar unul, două produse care să mă ajute să-mi susțin sănătatea, pentru că le folosesc pe toate, aproape pe toate. Dar aș spune că minimum minimorum este gelul de aloe vera, Argi Plus și Arctic Sea. De ce Argi Plus? Pentru că este cel care ne oferă sănătate la nivelul arterelor noastre, ne păstrează integritatea acestora și primim în plus și amestec de antioxidanți din amestecul de fructe de pădure și toate acele ingrediente foarte bune care dau gustul acela deosebit de plăcut și complex de vitamine. Dacă cumva ți se pare prea dulce, atunci pune-l într-o cantitate mai mare de apă sau pune-l în gelul simplu de aloie care are un pic de gust acrișor și atunci vei vedea ce beneficii vei avea dincolo de gustul dulce. Este perechea perfect pentru sănătate, gelul de aloe vera și argi. Și este minimum minimorum pe care îl poți face. De ce? Pentru că acestea două îți aduc absorție digestivă eficientă, îți aduc circulație optimă la nivel vascular și aport de nutrienți și antioxidanți, care este minimum minimorum pentru sănătatea, pentru sănătatea ta. Uite, văd aici mesajele. Picisul, mango, mă bucur că le consumați și le folosiți cu totul. Însă, este bine să știm, și acest lucru am constatat stând de vorbă chiar și cu colegi de-ai mei medici, din medicina noastră, să-i zicem, clasică. Nu conștientizează cât de importantă este sănătatea aparatului nostru digestiv, pentru că el este cel care ne hrănește întreg organismul și dacă el este neclăit, ca să zic așa, de deșeuri, este exact ca atunci când ai canalizarea înfundată și totul refulează în interiorul casei tale. La fel se întâmplă și cu corpul tău dacă la nivel intestinal lucrurile nu stau bine. Ba mai mult, dincolo de această refulare în casa corpului tău, organismul tău nu mai este bine hrănit, organismul tău nu mai este bine aprovizionat. Fără acesta, fără aparatul digestiv, nu am obține niciunul din beneficiile alimentelor pe care le consumăm și chiar și ale suplimentelor pe care le înghițim în fiecare zi. Și ca să ne păstrăm sănătatea aparatului digestiv, avem nevoie de două lucruri importante. De bacterii benefice, de un anumit echilibru de bacterii benefice la nivel intestinal și de surse de fibre care să hrănească aceste bacterii și să reprezinte un mediu favorabil pentru creșterea bacteriilor benefice. Avem aici un ajutor foarte bun în ceea ce privește Forever Fiber și el ne ajută să ne păstrăm și un tranzit intestinal foarte bun, fie că vorbim de tendință către constipație sau tendință către scaune mai puțin formate. Toate acestea le putem obține cu Forever Fiber. Spuneam că este nevoie de un echilibru bacterian foarte bun. Este nevoie și de bacterii care să ne ofere aciditate în corp, dar acestea să nu depășească 15%, pentru că acestea vin să realizeze digestia fibrelor insolubile și să le desfacă și să le macereze sub acel grad de aciditate. Însă este nevoie să ne păstrăm peste 85% floră microbiană intestinală bună pentru ca aceasta să permită intestinelor noastre să își realizeze funcțiile, adică transformarea și reciclarea alimentelor, sinteza anumitor vitamine și a anumitor lucruri în corpul nostru. Atenție, apropo de vitamina B12, dacă corpul nostru nu ar avea nevoie de ea, de ce intestinele noastre o fac? Deci toate acestea se întâmplă sub un echilibru foarte bun bacterian. Ba mai mult, cercetările actuale spun că există o îmbunătățire a stării noastre de spirit și a stării noastre de bine datorită echilibrului la nivel intestinal. De ce? Pentru că cei mai mulți neurotransmițători, deși am fi tentat să credem că aceștia se produc la nivelul creierului, nu.
sunt folosiți la nivelul creierului, dar sunt în marea majoritate produși de către flora bacteriană, de către intestinele noastre. Și ultimile cercetări spun că, practic, noi am avea încă un creier, cu ghilimelele de rigoare, la nivel intestinal. Și tocmai de aceea este foarte bine să avem un echilibru la acest nivel, pentru că bacteriile benefice ne îmbunătățesc, practic, și starea de spirit. Avem un ajutor fantastic aici, constituit și dintr-un ansamblu foarte bun, într-o cantitate suficientă de bacterii benefice corpului nostru în Forever Active Pro B. În plus avem și zinc și fructoligozaharide, care sunt elemente foarte bune cu efect prebiotic și cu efect de multiplicare foarte bună a celulelor noastre. Un foarte bun susținător al stării de energie sunt Forever Daily pentru adulți și copii peste vârsta de 12 ani și Forever Kids pentru copii cu vârsta între un an, un an și jumătate, când copilul este capabil să ronțăie sau să sugă o tabletă fără să se nece cu ea, și copiii până la vârsta de 99 de ani. Vă rog să vă gândiți la aceste două produse ca la un coș mare de legume și fructe, pentru că, practic, aceasta reprezintă aceste două produse. Vitamina C poate fi vedeta sezonului, pentru că, da, avem încă provocări în ceea ce privește virozele și de aceea absorbent C, mai ales în această formulă secundată de tărâțe de ovăz, cu o foarte bună asimilare pentru în organismul nostru, este benefică în această perioadă. Pentru starea de bine, pentru proprietățile sale antioxidante, proprietățile sale antistres, pentru capacitatea de a mobiliza organismul să-și refacă echilibrul metabolic, pentru toate acestea, Forever, Lithium, Lasium, cum vreți voi să-i spuneți, este extraordinar în această perioadă, poate mai mult decât oricând. Spuneam că dacă ar fi doar trei elemente să aleg pentru sănătatea mea și aș pleca, să zic, pe o insulă pustie, aș lua cu mine gelul de aloe vera, Arci și Arctic Sea. De ce? Pentru că Arctic Sea este cel care îmi aduce cantitatea optimă cu calitatea optimă de omega 3, care să ajute organismul meu să fie într-un echilibru pro-inflamator, anti-inflamator optim. Deficitul de acizi grași omega 3 produce oboseală, stare de slăbiciune, piele uscată, păr castan, probleme de transmitere a fluxului la nivel cardiac, modificări ale dispoziției, circulație sanguină deficitară și, da, chiar stări depresive și stări de inapetență. Pentru frumuse și pentru stare de bine, propun să luăm cu noi și Marine Collagen. Forever Marine Collagen face parte din băuturile pe care le beau în fiecare zi, încă din momentul în care a apărut și a fost lansat. Mi l-am adus din Germania și din momentul respectiv nu am încetat să îl consum în fiecare zi, cu mici pauze, atunci când e posibil să nu fi fost stocuri, nu știu și eu, nici deficient. În special, produsele apicole în această perioadă sunt absolut extraordinare de consumat. Ele vin cu aport de elemente nutritive, vin cu factori antistres, vin cu triptofan, care este un element important în combaterea stresului, și vin, da, și cu poftă de dulce și cu protecție foarte bună antivirală și antimicrobiană, cu factori foarte importanți în menținerea sănătății. Focusul. Forever Focus este un produs pe care eu personal îl iubesc, pentru că reprezintă cel mai bun produs pe bază de ginkgo biloba pe care l-am văzut și pe care l-am studiat ca și ingrediente din piața de produse care să susțină mental, să susțină mentalul nostru, să susțină în mod țintit creierul. Te ajută să rămâi concentrat, îți sporește concentrarea, îți susține energia creierului, protejează împotriva efectului
stresului din fiecare zi, te ajută să te menții în formă, inclusiv în formă fizică. Te ajută să menții performanțele mentale, te ajută să ai claritate, vigilență și te ajută inclusiv acum când sunt schimbările de temperatură la menținerea foarte bună a echilibrului circulației periferii. Compania a creat pentru noi programe speciale de sănătate, astfel încât să nu fie nevoie să-ți pui în fiecare zi întrebarea oare ce ar fi bine să iau. Este bine, odată la 3 luni, să faci un program de restart în ceea ce privește starea de bine și eliminarea de deșeuri din corp. Acesta este de X4. Dacă mai acumulezi și câteva kilograme și vrei să continui procesul acesta de eliminare de deșeuri, poți continua cu Clean 9. Și apoi, dacă ai surplus de greutate, poți să îți optimizezi greutatea prin programele Fit 15 sau poți trece direct la programul de nutriție avansată Vital 5, care să-ți ofere prin 5 pași simple, prin 5 produse pentru tine și pentru consortul sau consoarta ta, ceea ce este optim pentru sănătate. Ai peste 40-50 de ani și ai nevoie de un plus de vitalitate. Atunci ai la dispoziție 2 produse fantastice, făcute pe necesitățile lui și pe necesitățile ei. Unul este Vitalize Woman, care menține echilibrul și vitalitatea femeii peste vârsta de 40 de ani, foarte important, fără aport de hormoni. Pentru că studiile spun, indiferent de unde ai lua hormonii, că sunt luați din plante, că sunt luați din ingrediente considerate naturale, pot reprezenta exact aceleași riscuri pentru corpul tău față de hormonii de sinteză. Același lucru este de discutat și despre Vitalize Men, care aduce exact acele elemente nutritive importante pentru menținerea echilibrului și vitalității și masculinității bărbaților noștri. Să fii sănătos, nu este nevoie să fii și frumos, să te simți bine în pielea ta. Cum poți să faci acest lucru? Folosind produsele pe care le avem în produsele noastre de îngrijire personală și în produsele noastre pentru îngrijirea pielii, a corpului, a feții, a mâinilor. Și poți să folosești cu încredere aceste produse. Eu aș spune în felul următor. În primul rând, să-ți schimbi mentalitatea de consum a unor produse de care oricum ai nevoie. Pentru că acestea sunt produse de foarte mare calitate. Ba mai mult, acum chiar poți să oferi un cadou deosebit pentru el și pentru ea, folosind Forever Special Gift Pack, care conține aloe body wash, gelul de duș și crema de corp. Pentru părul tău, mai ce am avut un seminar luna trecută despre menținerea sănătății părului la sfârșit de iarnă și început de primăvară și urmează să vină Nurturing Hair Oil. Eu abia îl aștept, îl am pe aici, pe undeva, da, pe cel pe care mi l-am adus din Germania și pe care îl folosesc și părul meu arată foarte bine, deși, sincer să fiu, îl cam agresez și cu vopsituri și cu diverse tipuri de styling-uri. Mâinile tale vor zice mulțumesc cu produsele pe care le avem. Da, poți să faci și lor o exfoliere cu Forever Aloe Scrub, poți să le faci o mască combinată cu Bee Honey și cu aloe vera jelly, poți să le pulverizezi în fiecare zi pentru sănătate și protecție antimicrobiană aloe păr și poți să le hidratezi foarte bine cu aloe moisturizing lotion după ce ți-ai l-ai dat ca și cremă de zi sau ca bază de machiaj. Apoi, pentru tenul tău, așa, vezi că urmează să vină măștile, abia le aștept. Smoothing Exfoliator reprezintă o exfoliere pentru orice tip de ten și poți să pui orice fel de mască îți dorești în timp ce savurezi un aloe Blossom Herbal Tea
Și da, poți să scapi și câteva picături de ceai în masca ta sau chiar poți să folosești un plic întreg ca să îți limpezești părul și tenul după ce ai îndepărtat masca. Poți să folosești ca și cremă de noapte Deep Moisturizing Cream, care luna aceasta este produsul lunii. De ce este o alegere foarte bună? Pentru că datorită ingredientelor sale în extract din scoarță de pin, aloe vera și ceramide, toate aceste ingrediente, sunt mult mai multe, dar acestea sunt cele de bază, vei primi o hidratare de excepție pentru tenul tău, vei obține o protecție împotriva radicalilor liberi, vei vizualiza și vei vedea cum apare refacerea și menținerea tinereții tenului. Toate acestea le poți încerca dacă n-ai încercat până acum noua formulă de Deep Moisturizing Cream. Poți să faci spa la tine acasă, cum spuneam, cu oricare din aceste ingrediente. Și poți să adaugi în plus și să-ți alegi oricare din produsele cosmetice ca să-ți îngrijești mai departe tenul. Fie că vorbim de gama Infinite by Forever, care este cu dedicare specială pentru tenul sensibil și tenul matur, fie poți folosi pentru tenul mixt sau cu tendință cu îngrășare gama Sonia Daily Skincare, fie că poți completa cu ce ai nevoie din gama Targeted Skincare, celelalte două game, fie că poți adăuga la produsele pe care le avem în mod obișnuit, și aici aș puncta crema cu propolis, Aloe Moisturizing Lotion, aș puncta din nou Deep Moisturizing Cream din gama Sonia veche, mask powder-ul ca și mască, toate acestea poți împreună cu celelalte puse pe care să le ai la îndemână, îți poți crea tu kitul potrivit pentru tine care să țintească nevoile tale de bază sau nevoile în funcție de sezon ale tenului tău și ale pielii tale. Și pentru că spuneam în definirea stării de sănătate că este nevoie inclusiv de starea de bine financiară, pentru că degeaba ești zen și fericit dacă îți flutură vântul prin buzunare și sunetele prin stomac de foame, atunci gândește-te la starea ta de bine financiară și gândește-te și la cei din jur, oferind business-ul pe care noi cu toții îl facem cu atâta pasiune și dăruire față de oameni. Ai aflat astăzi factorii de care depinde starea de bine? Vine primăvara, veniți cu toți copiii, dar cu ce provocări vine? Și oferă în dar sănătate, că este mai bună decât toate. Îți mulțumesc, o să te rog frumos să notezi cu foarte mare atenție adresa de e-mail infoproduse@arondforeverliving.ro, pentru că aceasta este adresa la care, în mod obișnuit, răspund la mail-urile voastre.